Manuel a oprișiu, despre tatăl copilului, Ozana a moștenit talentul de la el. Bruneta vrea ca fiica ei să ajungă artistă. Manuel a oprișiu a vorbit despre fiica ei și talentul moștenit de la tată. Manuela Oprișiu, fostă concurentă Puterea Dragostei, a fost invitată în emisiunea Bărbați vs Femei, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Manuela a vorbit despre viața de mămică, menționând că de când a apărut Ozana pe lume, comportamentul ei s-a schimbat, fiind mai temperată și mai calculată. Manuela a povestit și ce a simțit în momentul în care a aflat că este însărcinată, declarând că mama ei a aflat abia după două zile vestea, deoarece i-a fost rușine să-i spună. Fosta concurentă Puterea Dragostei a mărturisit că în acest moment este singură, că își dorește să aibă un bărbat lângă ea, însă simte că nu este momentul acum, deoarece fetița ei, Ozana, încă este mică. Manuela, detaliu neștiut despre fiica ei. Manuela a recunoscut că fiica ei a moștenit un lucru important de la tatăl său și anume talentul muzical. Aceasta vrea să o vadă artistă și o susține necondiționat. Seamănă cu mine la comportament, este o mini-Manu. Seamănă și cu tatăl ei. În mare parte, are trăsăturile mele. Poate pentru că stă doar cu mine. Mi-ar plăcea să o văd cântăreață, să moștenească talentul tatălui ei. Separat de orice altceva și de ce a fost între noi, el este un om extraordinar de talentat, care a muncit foarte mult să ajungă unde este și care își merită succesul. Mi-ar plăcea ca Ozana să calce pe urmele lui, din acest punct de vedere, adică să fie muncitoare, talentată. Mai cântă prin casă, îi place Viorica de la Clejan. A spus Manuela Oprișiu. Manuela nu mai suferă după tatăl fetiței ei. Într-un alt interviu exclusiv, Manuela a recunoscut că nu mai suferă după tatăl fetiței ei. S-a vindecat sufletește și este fericită că o are alături pe micuța Ozana. Tatăl Ozanei este un subiect închis, nu există nici în viața mea, nici în viața Ozanei din niciun punct de vedere, sub nicio formă. După o lungă perioadă în care mi-a fost greu, acum sunt bine. Am ajuns la concluzia că așa trebuia să se întâmple, așa a vrut Dumnezeu, așa a fost să fie și toate astea ca să îmi fie mie bine și copilului meu. Sunt mult mai bine așa cum sunt acum, sunt bine fără el. E greu să fii mamă singură, nu e ușor, dar copilul îți dă o putere extraordinar de mare. Fata mea este cel mai mare dar pe care l-am primit în viața aceasta și ea îmi dă toată puterea, forța, să lupt, să merg înainte, să trag cu dinții pentru mine și pentru ea să îi ofer un viitor bun. Nu avem nevoie de terțe persoane care să ne încurce mai mult decât să ne descurce. Nu mai sunt lacrimi, de fapt, ba da, mai sunt, de fericire și de împlinire. Nu mai sunt lacrimi de suferință, sperăm nici să nu mai fie vreodată. E un subiect foarte sensibil pentru mine.